Nici vara nu se poate compara cu gama coloristică pe care o folosim la ornamentele de toamnă. Vom folosi culori deschise, neon, închise. Tot ce aveți mai frumos și vi se pare potrivit, le așezați pe paletă. Fiindcă vom folosi mai multe OGSM, avem nevoie de pensule cu fir natural. Doar una singură, 7 fire, va fi cu fir artificial pentru contur în gel. Pentru OGSM avem nevoie de fir moale. Pentru contur vom folosi o combinație dintre gel de pictură negru și gel de pictură bordeaux. Le vom amesteca pentru a obține un bordeaux închis. Din nuanțe neon am folosit galben neon, portocaliu și verde, roșu și bordeaux pentru umbre. Vom așeza pe paletă și o picătură de top pentru a face degrade de culoare. La primul model vom avea un fundal albastru, este cerul. După ce uscăm fundalul, vom aplica pe centru câteva pete de culoare albă, însă nu alb foarte pronunțat. Noi vom folosi două nuanțe, A1 și A2. Norii îi vom face cu A2. Curățăm pensula și folosim top, diluăm un pic marginile modelului pentru a le dispersa, a le pierde. Ne mișcăm tapotând culoarea. Această mișcare o vom folosi mereu pentru a face degrade la toate modelele. După ce am uscat norii cu un alb pronunțat, pictăm baza frunzelor. Vom avea două frunze sus și una lateral în dreapta. Avem nevoie de acest substrat pentru culorile ce urmează, pentru a le arăta tot farmecul lor. Oja fiind semi-transparentă, avem nevoie de acest substrat. Galbenul ce urmează nu ar arăta la fel de bine pe albastru, de exemplu. Și pentru a putea folosi și fundaluri colorate, vom face de fiecare dată la nevoie acest strat alb. Uscăm în lampă și intervenim cu un galben, un galben clasic. Mergem pe toate frunzele. Și fără să uscăm, curățăm pensula și aplicăm altă culoare în locurile unde avem umbră, pe alocuri unde ne imaginăm că ar fi trebuit să fie altă culoare, un portocaliu intens, după care combinăm aceste două culori prin tapotare. Le amestecăm până nu obținem trecerea ideală. Așa putem adăuga mai multe culori. Și verde neon, foarte bine dau culorile neon, în cantitate mică. Dacă folosim un verde clasic, va ieși murdar. Culorile neon la această tehnică de pictură acționează ca niște acuarele pe fundal alb. Separăm frunzele între ele printr-o pată de culoare mai închisă, sugerând umbra. Frunza de sus iese de sub cea de jos, respectiv va fi mai umbrită. Fără să uscăm în lampă, adăugăm și un pic de verde pe alocuri, verde neon.
și bordeaux pentru a le umbri mai mult. Dacă ați pus prea multă culoare, curățați pensula și cu pensulă curată încercați să tapotați pentru a face trecerea. Încercați să nu ștergeți prea mult când faceți vreo lucrare. Încercați să o corectați. Cu un roșu clasic, adăugăm niște puncte, sugerând fructele. Chiar dacă se unesc între ele, se unește uja, o vom separa prin contur în continuare. Facem o crenguță. Uscăm în lampă, după care cu pensula 7 fire și cu combinația noastră de gel, bordeaux cu negru, vom trece la contur. Întâi desenăm crenguța însăși. Încercați să desenați cât mai subțire, să trasați linii foarte fine. Pentru a reuși, când luați culoarea pe pensulă, nu trebuie să aveți surplus. Răsuciți pensula pe paletă pentru a îndepărta surplusul și abia apoi pictați. Pe vârful pensulei nu trebuie să avem picături de produs. Abia atunci veți reuși să pictați linii fine. Nu încercați să le faceți cu oja seme. Oja seme este mai lichidă și se adună o picătură deasupra vârfului și vă va fi greu să pictați. Cu oja seme este practic imposibil să faceți o linie foarte fină. Din același contur separăm bobițele și conturăm partea de jos a lor. Facem practic o semilună în partea de jos la fiecare bobiță măruță. Cele mici rămân doar cu un punct în vârf, eventual. Următorul pas sunt frunzele. Le evidențiem pe centru, după care încet facem conturul pictându-l franjurat. Liniile din interiorul frunzelor trebuie să fie și mai fine. Abia vă atingeți de lucrare. Mai bine după fiecare liniuță luați produs pe pensulă decât să aveți surplus și să vă treziți cu o picătură cu care să nu știți ce să faceți. Așa conturăm toate trei frunze. Uscăm conturul în lampă și acoperim cu top, mat sau lucios. Înainte de top, cu un alb pierdut, puteți să puneți câte o picătură în partea de sus a fructelor. Dar o puteți face și după top cu pastă. La contur vom folosi pastă și vom lucra cu pasta peste top. Cu pastă albă pictăm doar câteva dungulițe, accentuând un pic lumina din frunze și din partea de sus a bobițelor. Ne trecem practic pe alocuri pe lângă conturul negru. Nu îl închidem, conturul negru. Poate rămâne modelul și fără contur alb, însă mie îmi place mai mult așa. Îi dă un aspect 3D.
Următorul model îl vom picta pe fundal verde și sunt frunzele pe care le-ați văzut înainte la o lucrare pe client. La fel avem nevoie de substrat alb. Vom picta două frunze, una mai mare ce vine peste cealaltă de jos, care este mai mică și în umbră. La această etapă însă trebuie să vi le imaginați, fiindcă așa pictate cu alb una lângă cealaltă, nu le distingeți foarte bine. După ce uscați albul în lampă, veniți cu un galben, galben clasic. Cu el acoperim ambele frunze în întregime și fără să-l uscăm în lampă, venim cu alte culori treptat, făcându-le mai închise. Adică, după galben, folosim un pic de portocaliu pe alocuri, după care, în locurile ce trebuie umbrite, vom folosi bordo, pe alocuri peste galben, vom pune și un verde neon. Important este să înțelegeți că frunza de desubt va fi mai întunecată la culoare decât cea deasupra, ea fiind în umbră, și zona imediat apropiată de frunza de deasupra va fi și mai întunecată. Luăm câte un pic din culorile enumerate și adăugăm în diferite zone, tapotând culorile între ele, combinându-le, introducându-le practic în galben. Cu mișcări scurte, stând mult pe același loc, până nu le combinați între ele. Am umbrit cu portocaliu, mai adăugăm în zona de trecere, despărțind în așa fel frunzele. Cu bordo accentuăm umbra, curățăm pensula, luăm un pic de top dacă este nevoie pentru a dispersa mai bine culoarea și tapotăm până nu le combinăm. Umbra trebuie să o punem în special la baza fiecarei frunze, în partea din centru, să-i arătăm adâncimea, profunzimea, să nu fie plată, și în locul îmbinărilor dintre frunze. După ce am uscat în lampă, adăugăm un maro. Iar unde se întâlnesc frunzele noastre două și de desubt, pentru a arăta modelul în 3D. Pentru a scoate frunzele în evidență, a le scoate din fundal. Trasăm cu un maro închis niște linii pe lângă frunze, repetând conturul lor, după care curățăm pensula, luăm în vârf un pic de top și apucând doar marginea culorii, o dispersăm, o tapotăm, trăgând-o în jos până nu obținem un degrade frumos. Este important să lucrați cu pensula curată, în special dacă ați luat prea multă culoare. Tapotăm până nu obținem rezultatul dorit, de multe ori pe același loc. Uscăm și vom trece la contur. Conturăm partea centrală, accentuăm
marginile frunzelor și tot așa le facem franjurate, rupte, din contur. Conturăm astfel ambele frunze și în interior toate detaliile pe care le are modelul pe care îl are frunza, cu linii foarte fine. După ce uscăm în lampă, putem interveni iar cu ojă bordeaux în partea centrală sau cu alte nuanțe pentru a accentua adâncimea frunzelor. Oja fiind un produs semi-transparent, se vede perfect ceea ce facem, fără să afectăm conturul. Acoperim cu top mat și facem picături de rouă cu stone gel. Se poate face cu orice produs consistent, fără strat de dispersie. Gelul clasic 3-in-1 nu este chiar foarte potrivit, fiindcă la degresare se mătuiește un pic. La baza frunzelor puteți pune niște pietricele, strasuri, cum am pus și eu în lucrarea pe client. Următorul model îl vom face pe fundal alb, iar folosesc un alb normal, nu ultra-white. Cu gelul nostru de contur, amestecul pe care l-am făcut înainte, trasăm baza unei frunze, cu tot cu contur și cu elementele din interior. Aici puteți pune pe pauză. Urmați întocmai acest model și dacă îl repetați de câteva ori, o să vă obișnuiți cu el. Este cea mai des folosită frunză în design, pentru că toate clientele o adoră. Aici puteți să nu vă chinuiți, în special la contur, să pictați foarte subțire. Conturul merge lăsat și mai grosuț, însă nu exagerăm. Practic, avem la vârful fiecarei raze pe care am pictat-o până acum câte o coroană și toate sunt unite între ele cu niște valuri. Nu știu cum să vă explic altfel, însă urmați întocmai modelul și sigur o să vă obișnuiți cu el după 3-4 încercări.
Nu este nevoie de perfecțiune nici aici, însă încercați să le faceți cât de cât egale. După ce ați făcut conturul, încercați întâi să trasați câte o linie spre valurile ce unesc coroanele, dacă înțelegeți ce vreau să zic, și după între ele mai faceți niște nervuri. Eu am luat-o într-o direcție, pentru că știu despre ce merge vorba. Însă, să vă fie mai ușor, puteți între razele anterioare să faceți încă câte una și după câteva în plus. Când ați făcut tot conturul, îl uscați bine în lampă și trecem la oje semi. Schimbăm pensula și, ca de obicei cu galben, trecem pe toată frunza. Ați văzut, dacă o aplicăm în strat subțire, oja este semi-transparentă și conturul se citește ușor. Fiind cea mai mare frunză din toate pictate de până acum, avem loc unde să ne jucăm. Puteți adăuga și verde, și portocaliu, și roșu, chiar și mov. După ce v-ați jucat în voie cu culorile deschise, cu un bordo, trecem pe lângă contur, peste tot, și în partea centrală, accentuind un pic umbra. Încă nu am uscat nimic în lampă decât conturul. Până nu termin de colorat toată frunza, nu voi usca în lampă. După ce usuc cu un maro, fac umbra în partea de jos pentru a așeza modelul în fundal. Mă duc pe lângă conturul frunzei cu un maro închis și fac un degradé în partea de jos. Jucați-vă și cu umbra mult până nu obțineți rezultatul dorit. Folosiți top, curățând înainte pensula. Thank you.
acoperim cu top mat și pentru a accentua partea de jos a frunzei vom folosi pastă albă pentru a o separa practic de fundal. Alb iar trebuie să folosiți foarte puțin. Curățați bine pensula, nu luați produs în plus. Pictați subțire. După conturul alb, așezăm picăturile de rouă pe frunză. Dacă doriți să faceți această frunză pe fundal colorat, va trebui să-i faceți un substrat alb, apoi contur și apoi culoare. Însă trebuie să știți deja să vă imaginați cum este frunza, pentru a o putea face cu alb fără contur. Mi se pare mai greu pentru începători. Sau chinuiți-vă și faceți contur dublu, întâi contur cu o culoare oarecare, cu gel, după care faceți cu alb și apoi contur normal cu negru, cu bordo. Complicăm lucrurile? Nici de cum. Următorul model va fi mai complicat. Vom folosi ca și fundal un galben neon. Fără să-l uscăm în lampă, prin tapotare introducem în acest fundal, de jur împrejur, adică centrul rămâne galben neon, și spre exterior vom picta în culori mai închise. Un portocaliu, după care un roșu, jos putem pune un pic de verde, sugerând iarba. Practic facem un degradé în mai multe culori, fără să uscăm în lampă, ne jucăm. Dacă avem surplus de culoare pe unghiuță, cu pensula curată îl eliminăm și punem un strat de culoare pe care îl unim cu precedentele. Din interior spre exterior venim de la deschis la închis. Puteți folosi mai puțină culoare. Voi folosi în centru și un pic de alb. Și după ce am uscat în lampă, cu un alb pronunțat, voi picta baza unei umbrele. Ca o ciupercuță rotunjită și de sus și de jos, o vedem deschisă din partea laterală, puțin dedesubt. Sper că m-am făcut înțeleasă. După ce am uscat albul în lampă, cu un roșu clasic, voi picta partea de sus a umbreluței, dându-i forma specifică, mai mult de jumătate din ovalul pe care îl avem la bază. Ce a mai rămas din alb, acoperim cu un roșu închis, cu un bordo. La fel, în forma de semicercuri tăiate. În zona trecerei umbrim mai mult. Cu pensula liner și amestecul de geluri facem mânerul
și codița din vârf. Nu uitați că pentru a picta linii subțiri trebuie să aveți foarte puțin produs pe pensulă. Uscăm și apoi cu ojă maro îi facem umbra umbrelei din partea de jos a tipsului. Știți deja cum ne ajutăm cu top. Putem trasa și 2-3 dungulițe cu negru, după care accentuăm forma umbreluței în partea de sus. Trasăm dungile ce se unesc în vârf. După ce uscăm bine în lampă și dăm cu top mat, cu alb, linii fine, repetăm conturul pe lângă liniile dungile negre. Doar partea de sus a umbreluței, mânerul foarte puțin și acul din partea de sus. Și la fel, picăturile de ploaie nu trebuie să lipsească. Mai complicăm un pic lucrurile. Următorul model îl vom face pe două tipsuri odată. Folosim fundal galben, un galben muștar. După ce uscăm oja, vom pregăti niște dreptunghiuri albe pentru a picta în ele. Nu trebuie să vă chinuiți să le faceți foarte drepte și poziționați-le un pic într-o parte, nu pe toată unghiuța. Aici vom avea mai multe planuri ale modelului. Vom avea în fundal un peisaj și cât un element de copac, un copac și o creangă pe al doilea tips și frunze în prim plan. Pare complicat, dar nu este greu de realizat. Pentru peisaj vom folosi mai multe culori. În partea de sus a pătratului alb vom picta cu albastru, iar tapotând pentru a așeza neuniform culoarea. Nici linia orizontului nu trebuie să fie egală și dreaptă, să fie mai interesant modelul. După albastru, urmează o pată galbenă, sugerând soarele. Tapotăm o dungă de latul modelului, după care urmează un portocaliu, ce sugerează un apus de soare, cerul variabil, după care un roșu,
ce sugerează linia orizontului umbrită, și în partea de jos un verde. Toate le tapotăm, le combinăm ușor între ele. Aici chiar nu trebuie să vă chinuiți să faceți perfect, fiindcă rămânând în ultimul plan, vor arăta bine oricum. Uscăm și cu o pensulă liner, cu amestecul de culoare pe care l-am pregătit înainte, facem niște contururi haotice, repetate. Se poate face și cu spider gel, dacă lucrați foarte fin și dacă puteți face linii întrerupte, să zic așa. Eu am folosit aceeași pensulă liner și repet conturul de câteva ori, un pic modificând direcția. Iese un contur abstract. Ieșiți din marginile pătratului, din toate direcțiile. Cu aceeași pensulă și cu aceeași culoare vom face copăcei. Începem cu brăduțul. Facem tulpina printr-o linie, o linie dreaptă. După care lăsăm un milimetru din vârf și perpendicular trasăm niște liniuțe scurte, unele mai scurte, altele mai lungi, unele ieșite mai pe dreapta, altele mai pe stânga, sugerând brăduțul. De fapt, aici avem umbra unor plante, facem și ierbuță pe lângă. În stânga facem un copăcel mic, tot așa schematic mai mult, doar o idee de copăcel. Ochiul prinde imediat ceea ce ați vrut să ziceți. Când pictați ierbuța, să o pictați de jos în sus, adică din marginea pătratului spre partea interioară. Baza mai grosuță și vârful subțire. Mai facem o jumătate de brad din stânga, mai înalt decât primul, exact pe margine, și sugerăm crengile foarte, foarte subtil. Același lucru îl facem și pe celălalt tips. Bradul îl poziționăm în altă parte. Facem doi, unul lângă celălalt, unul mai mare și unul mai mic. Ierbuță pe lângă și când ajungem în partea din stânga, vom picta tulpina unui copac mai mare, care iese din compoziție, iese din chenarul nostru. Acest copac va fi în planul 2. Facem tulpina și scoatem crengele din chenar. Nu trebuie să fiți perfecte în acest model. Este un model mai mult abstract. Prin jocul de culori și prin planurile sale este minunat. Spune o poveste și să știți că făcut pe un singur tips este mult mai rapid decât celelalte modele de până acum, deși este mai complex. Pe celălalt tips facem o creangă ce vine peste model,
ce este și mai aproape de noi decât pe primul tips. Crenguțele nu le faceți drepte, vedeți cum îmi tremură mie mâna, pentru a le face cât mai artistice, cât mai naturale. Știți doar că cea mai artistică este natura. De asta nu trebuie să tindeți către perfecțiune în curbele plantelor și a frunzelor pe care le pictați. În continuare, cu OJSM punem puncte sugerând frunzele pe copaci. Începem de la culori închise și venim peste cu culori cât mai deschise. După bordo urmează portocaliu, fără să uscăm. Aplicăm puncte portocalii, după care puncte verzi, neon, galbene și ne oprim. Aici nu insistați să combinați culorile între ele, trebuie să rămână ca niște puncte, ca niște frunze, să se citească cu culorile separat. După ce uscăm în lampă, putem accentua crengile pe alocuri care ies din desișul de frunze. Și în prim plan vom picta niște frunze mari, mari comparativ cu modelul nostru, însă comparativ cu unghiuța, totuși mici. Facem baza albă și procedăm la fel ca și în celelalte modele. Nu vreau să vă obosesc prea mult. Mergem după aceleași principii, cu lumină și umbră. Și bineînțeles contur, dublat și cu alb. Dar puteți evita acest pas dacă nu vă încape tot modelul pe unghiuță. Mi-a ieșit un video foarte lung cu cele 5 modele, sper că nu v-ați plictisit prea tare și ați avut răbdare să o vizionați până la sfârșit.
Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru a fi la curent cu toate noutățile. Pentru cele începătoare vreau să vă sfătuiesc să nu vă pierdeți niciodată curajul, pentru că nu puteți să aveți imaginație de la bun început. Trebuie să vizionați foarte multe lucrări, ceea ce eu, după 15 ani de experiență, o fac zilnic. Și atunci, avându-le în minte, le puteți combina. După ce am uscat modelul, am dat cu top mat, cu pasta albă, combinată cu un pic de ojă galbenă. Vom face frunzele din prim plan pentru copăceii noștri și contur la frunze, la frunzele de jos. Tot așa punctând, ne mișcăm pe alocuri peste model. Iar, repet, se poate lăsa și fără această fază. Aici văd și eu că ar fi trebuit să adaug mai mult galben, însă pastă galbenă, pentru că nu e bine să fie un produs ce nu se lasă la suprafață în prea mare cantitate și nu am avut la îndemână pastă galbenă, dar pentru a evita contrastul atât de mare pe care îl vedem noi în lucrare, era bine să o facem cu galben totuși. Voi alegeți ce este mai bun și mai potrivit pentru voi din toate cele 5 modele. Sper să realizați în această toamnă măcar ceva din ce v-am propus. Multă baftă, sunt alături de voi ori de câte ori aveți nevoie.